Ceau și bine ați venit pe canalul meu, vorbesc de Luca, că ne-am făcut această prăjitură cu pară și cu mascarpone. Este o prăjitură foarte bună. Haideți să o vedeți cum arată. Este cu scorțișoară. Pentru rețeta ei, puteți să o găsiți în cutia de descriere. Întindem aluatul, o foaie subțire. Este bine să aveți și un ajutor. Para o tăiem feliuțe de mai multe dimensiuni, și mici și mari. Ne ocupăm de cremă, crema de mascarpone, care o amestecăm cu zahăr vanilat. Amestecăm, nu amestecăm cu un mixer ca să nu devină o cremă moale, trebuie să arate așa, să fie mai tare. Ungem o tavă cu unt, iar apoi așezăm coca, o tăiem, punem crema de mascarpone în tavă, o întindem, apoi așezăm feliile de pară de jur împrejur ca un trandafir. Este foarte ușor de făcut, foarte rapidă chiar. Punem scorțișoară pe deasupra, îi va da o aromă foarte intensă. Punem la copt cuptorul prin călzi la 170 de grade timp de aproximativ 30 de minute. Așa arată, este foarte fragedă, aromată. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit canalul meu, vă rog să vă abonați la canalul meu. Ciao!